Ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Marie, ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Deci fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca și porumbeii. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. Chiar înaintea domnilor și a împăraților veți fi duși pentru mine ca mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâinile lor, să nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da vouă în acel ceas ce să grăiți, fiindcă nu voi veți fi cei care veți răspunde, ci Duhul Tatălui vostru, acela va grăi prin voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copiii asupra părinților și vor omorâ. Iar voi veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Noi.